I-am spus secretarei că mă cunoști. Mă cunoști, Titi? Nu, cine este dumneavoastră? Titi nu face pene. Bine. Am venit în audiență. La mine? Da, la dumneavoastră. Ce, știați că am fost instalat aici? Da, știam. Sunteți previzibil, domnul Titi. Mă, dar nu mă teroriza. Ne tutuim? Știi ce am în geanta asta? O bombă. Nu. Un reportofon. Nu. Nu. Dosarul meu de la securitate. N-ar încăpea într-o geantă. A, dosarul tău de la securitate. Marta, ce vrei de la mine? Ce vrei, pleacă de aici. Nu vezi că sunt ocupat? Vă caută cineva de la garda financiară. Pe mine nu se poate. Abia am început activitatea. Nu știu, domnul Ștefan Pietreanu avea o cunoștință la minister și de câte ori avea nevoie, dădea un telefon acum. Ce telefon? Ei, căută-și un carte. Bună ziua! Trebuie să facem o verificare. Suntem o echipă mixtă de la garda financiară și poliția economică. Termină! Bună ziua! Domnul Ștefan Pietreanu nu e aici, e plecat la țară. E plecat din țară. Știm, domnul. E dată în urmărire generală. Asta-i țineți locul? Ce? Nu! Până, eu am venit cu soția mea într-o audiență, da. Și... La cine? La cel care îi ține locul. Și unde e? Trebuie să... A fost... Deci cel care îi ține locul e... Păi, nu-i la mine. E, nu, el trebuie să vină hai și să îi țină locul. Hai, noi trebuie să plecăm acum, că probabil că nu mai avem... Nu mai are nicio rost să... Da. Să mergem. Îmi iau și... Iertați-mă. E telefonul meu. Bună ziua. Domnule Vasilescu, mi s-au scos cătușele. Sunteți tratat omenește, nu? De ce nu vorbiți? Cererea asta dumneavoastră este o formă de protest? Ați refuzat să fiți asistat ca avocat. De fapt, ce vreți? Să mă fidați! Asta vreți! Uite ce e, domnule. Știu pe ce te bazezi. Pe banii pe care i-ai adunat ilegal. Te gândești să-ți pui în mișcare relațiile. Dar nu e nici pe ce. Cu eu de la capăt și te avertizez. Dacă nu răspunzi, îți agravezi situația. Ai să-mi pun pușcăria pentru multă vreme. Ce serviciu ai promis în schimbul celor 10.000 de morci? Este adevărat că în schimbul acestei sume i-ai oferit lui Ștefan Pietreanu atelierul de rectificare, urmând ca după aceea să-l scoți fraudulos din contractul anexat cu Hans Lichtman? A câtă infracțiune este asta? De la cine mi-ai primit mită? Mă, ta ce vrei? Vezi de mașina dumitale de scris acolo. Scrie ce auzi. Scrie întrebările mele și menționează că dumnealui nu colaborează. Asta este o circumstanță agravantă. Ia lasă-ne singuri. Poate că dumnealui vrea să-mi spună ceva numai mie. Fără mărturie.
De ce, domnule Vasilescu? Eu nu mi-am propus să te distrug. Au venit colaboratorii ai dumitare de la fabrică și mi-au spus că ești un cinstit. Eu îi cred. Poate ai greșit și dumneata odată. Așa este, tentațiile sunt mari. Dar de ce nu recunoști? De ce mă împiedici să-mi fac datorie? De ce, domnule? Eu îți vorbesc deschis. Dar nu meriți să-ți vorbesc așa. Da, lăsați-o să intre. Ai o vizită. Așa. Vă rog, vă rog, vă rog, poftiți. Intrați, intrați! Am terminat singur. De 10 minute. Vă rog, încercați să-l faceți să vorbească, pentru că tace, doamnă. Tace, tace, tace și își agravează situația. Vă las. E grață. Ce să vă spun că n-am vrut, nu pot. Am gura încleștată, înțelegi? Atunci când vii din ger și nu poți să scoți niciun cuvânt. Tu știi foarte bine că n-am furat. Eu niciodată n-am primit nimic ce nu mi s-a cuvenit. Și acum ce să le spun că n-am furat? Nu pot. Nedreptatea asta mă scârbește. Hai, da, hai să ne liniștim. Hai. Hai, stai jos. Spune mai bine ce fac copiii. Copiii fac bine, deșteaptă. Naie, uite-te la mine. Eu te înțeleg perfect. Înțeleg toată situația. Înțeleg cât este de greu. Dar știi, dacă tu nu te poți apăra, am să te apăr eu. Nu. Sergent, vino să le fie arestat. Nu e nevoie să-mi aplic atunci. Nu, nu, nu. Am înțeles să treci. Mărturisi ceva? Domnule procuror, faceți o mare greșeală. Dumneavoastră știți sigur că soțul meu este nevinovat. Doamna, nu știu nimic cert. Și dumnealui nici nu vrea să colaboreze ca să aflu adevărul. Adevărul îl spun eu. Vreți? Vă rog. Soțul meu este cel mai cinstit om din lume. Cel puțin din oamenii pe care îi cunosc eu. Așa spun toate soțiile celor anchetați. Soțul meu a fost ani de zile directorul unei mari fabrici de confecții și niciodată nu i s-a reproșat nimic, domnule procuror. Doamna Vasilescu, cunosc multe cazuri de oameni care o viață întreagă nu au furat nimic și care dintr-o dată au început să fure. Nimic nu mă mai miră. Vitrinele astea pline cu mărfuri din Occident îi nebunesc pe români. Nu și pe soțul meu. Nu și pe Nae. E cel mai cinstit om din lume. Ascultați-mă bine, domnule procuror. Faceți o mare greșeală. O mare, mare greșeală. Soțul meu este un om foarte cinstit. În această clipă, soțul meu moare. Moare sufletește. Înțelegeți? Ceea ce se strică acum în el nu se mai poate repara niciodată. Așa că nu vă luați pe suflet o asemenea greutate. Doamna, asta este profesia mea. Profesia mea. Câți bani ați luat de la Fania Bancorex ca să-l distrugeți pe soțul meu? Totul, nu vă puteți închipui așa ceva! Ei, uite-mi închipui! Și apoi, Fania,
v-am corect, nici măcar nu mai este în țară. Nu mai este în țară? Nu. Oh, dar a fost până nu demult. Doamne, dar eu? Eu niciodată n-am... Așa spuneți toți. De ce v-aș crede? Doamne, stop. Să-l inversăm, rog. Ca să le inversăm. Ca să înțelegeți și dumneavoastră ce simte soțul meu. Da, simt că-l iubiți foarte mult. Da, îl iubesc. Da, îl iubesc. Și dumneavoastră ar trebui să-l respectați. Și vă rog să înțelegeți, acum, pe loc, fără dovezi, că este nevinovat. Înțelegeți, domnule procuror, nevinovat. Și vă rog să-i dați drumul, trebuie să riscați. În viață se mai și riscă, domnule procuror, înțelegeți? Se mai și riscă. Uitați, uitați, eu am venit, v-am adus o ploare. Am venit cu pantofii soțului meu. Uitați-vă, domnule procuror, aceștia sunt pantofii unui om care din când în când primește un plic cu 10.000 de mărci. Doamnă, uitați cum facem. Ancheta va continua, dar cu soțul dumneavoastră în stare de libertate. Sergent! Raportez, am executat ordinul. A fost un ordin greșit. Cum? A fost un ordin greșit, dar nu înapoi pe domnul Vasilescu. Să-i dăm drumul acasă. Da, acum. Să-i pun cătușile? Nu, nu-i mai pun nici... Puneți-le ția, dă mai repede, odată. Am înțeles să vreți. O să ieși eu? Te superi? Nu, ce nu. Am înțeles o spaimă. De adevăr? Ce facem? Tot cu gândul la ea ești. Vrei să o vezi și din spate. Dacă nu eram eu, mă fundai bușteria. Ai început să minți destul de bine. Am un profesor bun. Pe ce? Am fost căsătorit 10 ani. Aproape. Nu înțeleg de ce a venit aici. Șeful ăsta nou nu prea are experiență. Să nu ia vreo țeapă. Ketchup, vă rog frumos. Da. Ce, ești și tu? Nu vrei? Împărțim jumate. Asta e a mea și asta e a mea. Vrei să zbăci în poșetă? În ziar. Ce ziua? Nu. Proiectul unui ziar. Nu cred. Dar vreau să-ți propun o afacere. Mie? Da. Adică? Aș dori să finanțezi ziar. Și te asigur că e o afacere bună. Ai și în câștig. N-am bani. Nu te supăra. Madame Enăchescu a câștigat un milion. Nu poți arunc banii mai gândit pe fereastră? În primul rând, e vorba de 200 de mii de dolari. Și în al doilea rând, n-ar fi bani aruncați. Ziarul ar avea foarte mult succes. Nu mă pricep să fac un ziar. Pe cine te roagă să faci tu? Vreau să face Paul, care e un ziarist excepțional. Am zis. Vrei să faci un cadou iubitului tău? În banii mei. Ne certăm? Da. Paulica mai are un ziar. De ce-i trebuie și ziarul ăsta? Ziarul la care lucra Paul a fost cumpărat. Ștefan Pietreanu. Așa că, normal, Paul și-a dat demisia. Este foarte demoralizat. Stai. Titi, nu-i momentul.
Și pe cine bănuiești? Ce? N-am să răspund la obrăznicia asta, dar spun că nu suntem urmăriți. Probabil că e unul din oamenii lui Fane Bancores. În sfârșit avem ceva comun, un dușman. Nu, un polițist. Nu, nu, nu. Îl cunosc. E un plutonier major, mi se pare. Cam săracul duhul, dar zelos băiat. Gata, ai mâncat destul. Gata, mai lasă-le și nu. Ce vrea? Nu știu, că n-avem nimic de ascuns. Eu mă duc să-l invit. Te rog. Alo? Stimați cumpărători, la etajul 2 al magazinului nostru s-a deschis un nou stand unde vă puteți cumpăra rochii de mireasă. Vă așteptăm la etajul 2. Madame Enachescu. Madame Enachescu. Ce vrei, doamne? Ești hoț? Răspunde cinstit. Nu-i așa că nu ești un om cinstit? Șampa! Doamne Dumnezeule, nu se poate. Dumneavoastră? Da, sunt eu, dumneavoastră. Asta este ca în filme, doamne, ca în filme. Nu-i adevărat. Nu este adevărat. Trebuie să plecăm de aici, s-ar putea să ne recunoască cineva. Da, ai dreptate. Să mergem la mine. Mă duc eu să caut un taxi. Stimați cumpărători, la etajul 2 al magazinului nostru s-a deschis un nou stand cu oferte speciale. Vă așteptăm la etajul 2. Părăsit. Dar nu-i vorba de o femeie. Ce ești, homo? Nu-i vorba nici de bărbat. M-a părăsit norocul. Da. Ai pierdut la poker. Și ce spunea Eminescu? Eminescu spunea... Minte scurtă, poale lungi. Tu ai și poalele scurte. Da? Da. Păi ca să se vadă. Da? Nu? Da, se vede bine. Ia zi. Îți plac? Ce? Domnișoarele astea? Frumoase tare. Nu știu că costă mult. Ești singură? Da. Nu? De ce îmi faci discount? Are discounting me? E altă chestie. Nu lucrez fără pește. Așa că te scutesc de... taxa pe valoare adăugată. Nu zici că ai carisma? Doamne ferește, sunt perfect sănătoasă, n-am niciun fel de carisma. Ia zi, vrei să o facem aici, pe bancă? Aoleu, zi-o așa. Asta? Dă-i un cam tare? Ia. Să încercăm. Nu, no, nu pot, e prea tare. Au, știi ce? Ce? Trebuia să-mi fi spus de la început, îmi căutam alt client. Dar dacă ai fi băiat de treabă, mi-ai plătit timpul pierdut. Da, ce te uiți așa la mine? Așa cum plătești taxiul când staționează, nu? Aoleu, dar știi neologisme, văd. E, uite, de-aia îmi pare mie rău că n-am un pește. Dacă aș fi avut unul, le-aș fi pus să te pocnească. Hai, pocnește-mă tu. Ne.
Lovește-mă. Ce ești nebun? Lasă-mă în pace. Hai, lovește-mă. Stai. Nu vrei să mergem să bem o bere? Hai, dau în timpul serviciului. Dai voie să te ating? Poți să spun tu? Mai contează? Trebuie să nu te calci mașina ca să nu te mai gândești deloc. Deci nu știu. Dă-mi dai voie, dă-mi voie. Scumpete, mica. Ia mai zi o dată. Ha? Mai zi o dată. Cum? Mică. Ce mică? Scumpete. Băi, tăi, e simpatică, mai o carismă extraordinară. Auzi? Da. Eu știu ce e mintea unui bărbat, așa cum știu ce am în poșetă. Pe cuvântul tău? Ai rămas o meră? Da, am rămas o meră. Înțelegi? Nu. Până asta, Paul ar putea vorbi deschis despre ceea ce ne promită pe toți. Dar nu m-au dat ei afară, am plecat eu. Da, sigur. Te referi la situația politică? Nu mă face, ce ești, maniac? Aș vin curat, nu-mi coace, nu mă enerva, nu-mi coace, te rog, te rog. Aici am înstrăit. Ai auzit? Stai liniște, ești cu mine. Hai acasă, ne mai omoară dracu cineva pe aici. Didi! Mă rog, nu o să taci din gură, nu s-a nimic. Mă, nu s-a nimic. Taci din gură. Taci un pic din gură, taci. Taci. Cât mă costă? Ce zi e nevastă ta? Nu e numai a mea, e și a lui. Auzi, uite, fii atent că e cu polițistul după ea. Fii atent. Gabor îi filează pe oameni, eu știu. Ne luăm după el? Da, hai. Doliu după bărbatul meu. Dar doliu, nu așa ca tinerile de azi. Dar ferească Dumnezeu. Vă comparați dumneavoastră cu măciucile astea. Ce măciuci? Buf! Ce nostru ești! Măciuci, auzi? Auzi, acum pentru că suntem așa mai intimi, n-ai vrea să ne tutuim? Să ne pertu? Cu dumneavoastră? Nu mi iese, nu se poate, nu îndrăznesc. Îndrăznești, Ștefane. Spune-mi, Pufi. Pufi. Așa-mi
spunea și bărbatul meu răposatul. Vrei să-ți arăt o fotografie no, 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 cu el? Nu, no, no, nici chiar așa, madame. Bufin. Dansez. Am făcut atâta bine pentru țara asta și acum trebuie să plec. Pot să-ți fac o declarație. Plec în străinătate și am... Am ambasador? Am... Amor? Nu am... Ambrosie? Nu am... Amnezie? Nu am nevoie de tine. Și crede-mă, crede-mă. Am nevoie de bani. Ascultă, de ce nu rămâi tu aici ca să lămurești lucrurile? Fii, tu nu-i cunoști pe ăștia. Te-am mai întâi, te bagă la bulău și pe urmă stau să judece. Dacă te judecă, cum te judecă și... La bulău? Nu, absolut. Și mai e ceva. Mai e ceva. Eu sufăr de... De claustronomie. Vai de mine. Nu suport. Stau închis. Dacă ar trebui să fac o singură zi de închisoare... Bine, mă sinucit. Ferească Dumnezeu, feriște-ne, Doamne, feriște-ne. Feriște-te, feriște, mă, te nimerește. Dacă te ferește, nu te nimerește. Că tu te nimerești. Dacă spun eu că dacă te ferește, nu te nimerești. Și ce pot să fac eu pentru tine? Nu ți-am spus banii. Da, banii, păi eu îți dau. Am 700.000 de lei, pensia mea ți-o dau. Pofi, nu fi. Cu 700.000 nu ajung nici la te cuci. Am nevoie de dolari. 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 Dolari mei sunt în bancă. Îți dau înapoi în zecit, dar dolari. Scoate. Da. Ce să faci, bancolec? Domnul Titi? A venit vremea să ne întindem mâna. Nu dau mâna cu infractori. Titișor, mamă, Fane îți va fi tată. Mamă, comiți o gravă... Madame Năchescu, comiteți o gravă eroare. 7 ani ați ținut doliu. Ați fost la cimitir, cu colivă. 7 ani veți merge la pușcărie cu chiftele. Pufi! Tu vorbești? Tu să nu vorbești. Tu n-ai cerut aprobarea nimănui când ți-a plăcut alt bărbat. Asta e o așa. Așa, mici gremi! Știți, eu nu locuiesc aici, n-aș vrea să deranjez. Pentru dumneata am venit. Pentru mine? Ce spui, domnule? Păi dacă vii pentru mine, trebuie să vin cu brigada antitero. Nu așa, un sergent minor. Stai așa! Mica! Execut foca pe disperă plau vertical! Hai, te potolește! De ce vrei să-mi găurești amanul? Asta e nebun! Pe cuvânt, și mie a tras așa. A, domnul Paul, gazetarul, după aceea a dus poliția. Domnul, poliția m-a dus pe mine. Da, bine, hai să mi-o plătesc, să știi. Calmează-te, te rog. Aveți un telefon, trebuie să chem un echipaj. Nu mai spune. Adică, pe impulsurile mele vrei să-l arestezi. N-am telefon. Paul. Ce vrei la ele? Hai să mergem noi acasă. Păi văd că te simți acasă aici. Nu. Mie mi s-a rupt numai tocul puțin. Atâta tot. Urmați-mă. Haideți, urmați-mă. Vă rog. Fane! E clar. Ce? Îți seamănă. Ia. Are nasul tău. Și bărbia? Iată.
eu seama cum sunt ochii. Ești sigură că e al meu? Sper. Cu ceilalți am folosit anticoncepționale. Haide. Vai, Paul. Marta. Tare aș vrea să am din nou încredere în tine, Marta. Dar ce, ți-ai pierdut-o? Da. De ce? De ce? Mă întreb de ce? Crezi că e simplu să-ți vezi soția plimbându-se cu fostul ei soț prin parc? Ziua în amiaza mare? A, stai puțin. Stai puțin, că nu e așa simplu. Nici tu nu erai chiar singur. Păi eu nu eram singur. Eram cu o prostituată. Ce? Ce? Au. Era prin parc, săraca. Ce să fac? Ai luat-o tu, puțin. Am luat-o puțin, da. Au. Asta, într-adevăr, e un motiv serios. Păi sigur că da. Paul, am primit un telefon de confirmare din partea lui Titi. Afacerea e ca și aranjată. Ai afaceri cu Titi, tu? Da. De când ai tu afaceri cu Titi? N-ați divorțat? Paul, Titi mi-a spus că este de acord să financeze un ziar pe care să-l conduci tu. Adică eu să conduc un ziar pe care îl finanțează Titi? Da. Niciodată, ai înțeles? Niciodată. Paul, ascultă-mă, te rog. Absolut niciodată. Să-ți explic. Nu mi-explici nimic. Te rog. Titi vine cu capitalul. Adică a convins-o pe madamele, pe fosta mea soacră, să investească 200 de... 500 de mii, mă rog, până în 800 de mii de dolari într-un ziar pe care să-l conduci tu. Titi vine cu capitalul, ia tu vii cu inteligența ta, cu experiența ta, cu talentul tău, cu orizontul, cu cultura ta. Nu? Titi, amândoi ați avea de câștigat. Tu vorbești serios? Da. Marta, tu vorbești serios? Au. Au. Și dacă nu se vinde ziarul, ce facem? Poftim? Ziarul, dacă... Poftim un ziar făcut de domnul Paul să nu se... Îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău. Păi ce, nu știe băiatul cum se face un ziar? Care să-i intereseze pe toată lumea. Ai văzut. Mă, tu mă vizi, mă. Ia, încet. Ia, spune tu. Nu sunt eu iubita ta? Ba da, ce spuneai, că seamănă la nas cu mine? Da. Săracul copil. Cine ești, iubitul meu? Ba da, zic. Cine asta avem noi, un băiețel? Nu. Cum nu? Nu, o să avem o fetită. Fetită? Nu, fetită. Fetită. Nu o să avem noi un copil? Copil, da. Dar o să fie fetită. Mă gândesc, ce nume să-i dăm? Băiețelului? Nu, ziarului. Cum să-i zicem? Să-i zicem... A, nu. Nu. E o problemă, să știi. Păi e? Nu au mai rămas cuvinte libere. Mm. Dreptatea? Mm. Libertatea? Dat. Adevărul? Dat. Azi? Și mâine. Toți au luat toate numele. Să-i zicem noi Marta... Nu. Ia Marta. Nu. Marta de dimineață. Nu. Marta de seară. Nimic. Marta de prânz. Am spus nu. Marta colorata. Nici nu te gândi. Suplimentul Marta. Nu. Suplimentul cultural, artistic, Marta. Nu vreau să ajung pe toate tarabele. Nu. Asta sigur e Lilișor. Stai. Da. Lilișor e sigur. Fii atentă dacă nu e. Bine a venit. Te sărut păpușică, ce faci tu? E Marta, sigur. Sunt amândouă. Ce? Ce faci? Nu. Din surse care vor să-și păstreze anonimatul, aflăm că ai picat foarte bine.
Hai, David. Ce cu dumnealui? Ce cu mi s-a delegat ceva, Marta? Nu, lui nu. Da, cercetările recente demonstrează că un bărbat care stă prea mult cu aceeași femeie se dereglează psihic. La cap. Cred că trebuie un duș cu apă rece. Nu, că așa glumește el, da? E simpatic în felul lui. Și eu sunt veselă, Marta. Fiartă. I-au dat drumul lui Naie. Da? Bravo, în sfârșit, foarte bine, foarte bine. Și-au dat seama dobitoc ce e acum, omul iese nevinovat, trebuie să bem pentru asta. Nu, mâine seară. De asta am venit ca să vă invit la o petrecere, nu s-a mai văzut. Mâine seară la mine acasă. Da? Da. Sărbăm! Bem! Eliberarea lui Naie. Eliberarea lui Naie și venirea din Iugoslavia lui Paul. Bem și noi și fertința noastră. Și câștigarea alegerilor de către cei care l-au câștigat și pierderea alegerilor de către cei l-au pierdut. Mă rog, tot, tot. Măi, dar pe toate le știi, mă, Lili. Diavolo, Lili, amore, la ușă. Păi gata, mai terminat, mai a venit vecinul. Lasă cu picioarele la jos, că venim cu ați trezit copiii. Păi nu că repet nașterea fără dureri. La mar. Domnul Titi, fetelor! Avem o oaspete de seamă, domnule! Domnul Titi Enăchescu! Titică! Bună ziua! Mă numesc Titi Enăchescu, numele meu este Gheorghe Enăchescu, Balotești. Nu e Titi. Seamănă lui. Nu e Titi? Nu. Seamănăm, din punct de vedere teluric, dar din punct de vedere spiritual există un hiatus. Suntem incompatibili, deși avem același tată, nu avem și aceeași matrice stilistică. Da, ați încercat? Suntem incompatibili. Ziceai ceva de un duș cu apă rece? Ia vezi. Da, da. Domnul Balotești, dacă nu sunteți Titi, ce căutați aici? Muzică, faceți un ziar. Da, facem. Am venit să vă ofer colaborarea mea. Nu cred că sunteți persoana potrivită. De ce? Vă trebuie celebritate. Și nu aduceți dumneavoastră? V-am și adus-o, eu sunt. Aoleu. Da. Voi ați auzit de... Nici eu. Nici noi, adică nici eu. Și eu nu. Gheorghe Enăchescu Balotești. Balotești. Jamais cu se avec. Nu. Nu, în cultură, e numele tău femeie. Da, aveți dreptate. Statisticile din ultima perioadă demonstrează că nivelul cultural a scăzut vertiginos în ultimii ani în România și... Ne scuzați, domnul Balotești. Să vă fie rușine. Poftiți. Doamne. Paul! Ce? Vezi că a furat CD-ul cu Mozart. Alo? Hei! Dă-mi CD-ul! Hei! La lotriș, dă CD-ul! În sfârșit ai venit. Sus! Bine. Șeful e sus? Da, e sus. A început petrecerea. Hai, vă, dar de ce stați așa? Vă rog să serviți, vă rog să închinați un pahar pentru Naia al meu, ca să vă aduc și tot. Văd că tortul nostru vă interesează în mod special. Da, da. Doamna Enăchescu, doamna Enăchescu, ce i-ați făcut lui Ion Varză, omul care nu tace, în minte nu iartă? L-am învățat să se poarte cu o doamnă. Da? Bine. Am curcat-o. L-au scos de la emisiunea invitatul surpriză. Bravo! Bine i-au făcut. Cinematograful de noapte. Nu! Mai rău, iartă-vă! Mai rău, la buletinul meteorologic. Fiți atenți că în câteva minute încep... Vezi ce râdem. Stai. Păi, e amuzant. Pentru ce găsești? Uite ce tortă! Nu e tortă! Pentru ce găsești voi amuzant la buletinul meteo? Că-i cerțenit, că plouă, că-i vreme bună, că-i vreme rea, că bate vântul, că bate florele, că bate grimirea. Asta poate fi răspună și un robot. Ion Varză are personalitate, domnule. Felișor, mamă! Dar cum faci tu maioneza asta? Ai pui muștar? Nu, ce muștar? Hrănu! Mă duc să aduc hrănu! Stai, stai, stai! La tort?
Stați puțin, că începe buletinul meteo, să-l ascultăm. Nu fuma, te rog. Stimați telespectatori, vreme trece, vreme vine, ieri a fost cald, astăzi este rece. Bate chiar un ușor vânt, după cum observați temperatura, nu trebuie să vă mai spun eu despre ce este vorba, bate un ușor vânt de anotimp, cum s-ar spune, chiar și în Europa. Ia uite, eu în varză, omul care nu ninge, nu plouă, nu viscolește. În care instalitatea este mai mare decât ca bărbat, în România. Îți place un zău? Da, dragă, trebuia să ne invităm la petrecerea noastră. Hai, te rog foarte mult, nu vreau să-l văd noi, să nu am mai arătat. Stați, fiți atente. Oricât de departe ne-am duce cu gândul, trebuie să ne întoarcem la ea, la țara noastră. De la Nistru până la Tisa, soarele va fi acoperit de nori, deci norii vor acoperi soarele, dar până la urmă soarele tot va ieși din nori. Instabilitatea atmosferică este chiar mai mare decât instabilitatea politică. La munte va ploua. Va ploua intens, iar pe măsură ce coborâm înspre Șes, vom observa că ploaia se transformă în lapoviță și ninsoare. Va fi o ploaie convertibilă, cum din păcate nu este moneda noastră națională. Bun, și vremea cum o să fie? Vremea va fi o rușine, stimați telespectatori, așa că vă sfătuiesc să stați acasă și să urmăriți postul nostru de televiziune. Eu zic să-l închidem, că ne strică pofta de mâncare, nu-i da, așa? Da. În ultima parte a intervalului se va înregistra o ușoară încălzire a aerului, stimați telespectatori, încălzire de care avem cu toții nevoie. De scurtă durată însă, așa cum e tot ce e frumos pe lumea asta. V-a vorbit Ion Barză, omul care nu plouă, nu ninge, da. Nu viscolește. Barbut! Barbut! Cică, șeful nostru cel nou, Don Titi. Nu se poate, e înăuntru. Ba se poate, bă, spun eu că se poate. Ce? Șeful vechi, Neafane Bancorex, nu era și în România și în altă țară? Fii atent! Băi, ăsta e șeful nostru cel nou. Ieși înăuntru, ieși în pom. În pom suntem noi, mai păstaie. Pușchea pe limba ta. Trăiască, șeful! Și noi cu dumneavoastră! V-ați teleportat! Nu? Băi, nu e șeful ăsta. Băi, barbut, ăsta-i șeful? Nu se poate, șeful... Șeful e înăuntru. Da, băi, șeful e înăuntru. Nu e șeful ăsta. Doamnelor și domnilor, totuși, astăzi noi mai sărbătorim ceva. Da! 20 de ani de la prima mea experiență amorosă. Ultima! Paul, nu glumi. Vă rog foarte mult. Este vorba de întoarcerea lui Paul din Iugoslavia. Hai de bine, eu nu l-aș fi lăsat pe tinerul meu acolo printre gloanțe. Pentru nimic în lume. Gloanțe ca gloanțe, dar acolo au mai căzut și rachete. Deci au căzut întâmplător? Au avut destinații precise, domnule. Precisă pe dreapta. Dacă au murit oameni nevinovați, îți dai seama ce precisă erau. Auzi, domnul Titi, știi cine-i de vină, domne? Milosevic și cei care îl susțin. Sper să-l dea jos americanii odată pentru totdeauna. Și să-l dea dumne jos americanii, ce să nu-l dea sârbilor? Ce să caută americanii la sârbi? Nu vă sup... Aș vrea să spun și eu ceva. Aș vrea să spun părerea mea, deci... Adică, pentru toți, pentru... Majoritatea, deci, pentru toți oamenii, acasă e, adică, e acasă, deci, pentru că noi toți trăim, toți pe aceeași planetă. Da, aceeași planetă a americanilor. Dar nu, domnul Titi, eu înțeleg foarte bine acest conflict, dar stau să mă întreb dacă noi români am fi putut să intrăm în America. Sigur, dacă ar fi existat un conflict. Da. Dacă eram în NATO? Da.
Mai bine să nu facem decât să avem obligații de astea. Nu trebuia să-i trădăm pe sârbi. Ei au fost prietenii noștri dintotdeauna. Toți? Toți! Uite, soțul meu a avut un prieten cu care mergea la pescuit. Din tot ce pescuia el, jumătate ne dădea nouă. Da? Da. Ia auzi, Răgutu, dar asta e un caz singular. Dar nu-i adevărat. Nu-i adevărat, de ce? Nu-i adevărat deloc. Ai văzut Madame Iugoslavia, te-i cunoști? Ai văzut ce oameni sunt acolo? Da, păi, domne, spun eu că sunt niște oameni extraordinari. Nu sunt nenorociți ăștia de americani care nu aveau ce căuta. Au făcut o intervenție împotriva unei națiuni care nu a făcut decât bine. Nu mai e bine. Iar vecinătatea, istorică a românilor de Iugoslavii. Ia ta vorbești din ziare. Eu vin de acolo. De demnitate. Eu vin de demnitate. Ce demnitate, domnule? Calmați-vă. Cine e cu Serbia, cu Moscova, domnule? Da, domnule, sunt cu Moscova. Și ce e treaba mea? Pe cu Moscova, aici. E treaba mea. Pe nu e treaba dumitare, domnule. De ce e treaba mea? Pentru că și... Dar lasă-mă puțin, lasă-mă. Dar nu te nervi. Dar lasă-mă, că nu m-am enervat deloc. Sunt calm. Domnule, este treaba dumitare, este și treaba mea. Ai înțeles? Pentru că e și țara mea. Nu e numai țara dumitare. Și de-aia trăim noi cum trăim în țara asta de trăim foarte bine, uitați-vă. O să vină și tortul. Bine, da, tot, sigur că da. Domnul Paul, eu uite... Eu sunt de acord că trebuia să fim de partea NATO-ului. Absolut de acord, da? Trebuie să recunoaștem că e un gest cu care nu ne putem mândri. Să o lăsăm așa. E mai bine, credem. Nu vă supărați. Trebuie să spun și eu ceva. A fost un act de curaj. Ce curaj, femeie! Ce curaj, femeie! 100 de țări împotriva uneia singure, am desfințat atatul la Varșovia și, în schimb, NATO se extinde. Ce curaj! E clar. E de partea rușilor. Da, domnule, sunt de partea rușilor. Sunt de partea cui vreau eu, domnule. Sunt de partea cui vreau eu, domnule. Scuză-mă. Nu ești de partea cui vrei dumneavoastră. Înțelegi? Nu. Pentru că eu să am un copil mâine fără. Să trăiască. Mulțumesc la fel. Hai, calmați-vă, vă rog. Înțelegi? Stai un pic. Înțelegi? Și eu nu vreau copilul meu să trăiască într-o țară cum o dorești dumneata, dumneata. Da, dumneata, știu ce vorbești. De fapt, nu sunt vorbele dumitare, dumneata. Cum adică nu sunt vorbele? S-au pus cineva vorbe în gură și vorbești, dumneata. De fapt, banii bine primești în altă parte. Îi primești în altă parte. Crezi că nu știu de unde. De unde primești? Stai. Primești banii de... Eu nu vreau să spun că... Spune, domnule, dar de ce? Nu știu unde semnezi, dar nu de plată. Unde semnezi, domnule? Linișor. Salvează-ne. Cum să te salvezi? Pe cine puneai tu să facem ziare? Dar n-am nevoie de banii dumitare KGB, domnule. Păi sunt convins, dar nu ține pe cine pe liniște. Păi dar ce? Eu sunt cu KGB-ul, domnule? Eu sunt cu KGB-ul? Dumneata ești cu KGB-ul, ești cu KGB-ul, Doamne! Mă, tate de diavol, crat la tortul ăsta? Politizați tot, a stricat toată, toată fetele!